Bună ziua, bine v-am găsit, suntem pe data de 21 mai 2022. Avem o sărbătoare ortodoxă, dar problema este că în Stupina e mai complicat cu sărbătorile și cu vacanțele, vacanțele de vară. Când oamenii sunt în vacanță, apicultorul stă în Stupina. Bun, dacă nu, nu mai găsește mare lucru prin ea. Adică nu mai are cu ce să intre în iarnă. Așa că noi consider că apicultorii, în general, dacă nu au angajați, în perioada de vară, perioada de vacanță, e în Stupina. Iar petrecerea o facem de Crăciun, de anul nou, dar și atunci tot cu gândul pe la albine. Ăsta e, să-i zic așa, distracția apicultorului. Bun, astăzi avem de verificat nuclei și de verificat câteva colonii, de desfințat colonia aceea roitoare. Dar înainte vreau să văd ce număr de boci căpăcite am. La prima serie nu am filmat și am zis să filmez la a doua serie, să vedem câte boci căpăcite avem și în funcție de aceste boci căpăcite ne vom face planul acestei zile de muncă. În primul rând, ridicăm rama port-boci. Știu că ieri le-a căpăcit, dar totuși am probleme cu acești făgurași. Avem aici, din câte văd eu, avem o botcă, două boci căpăcite. Și acolo era o botcă, da? Le-am înglobat. Bine, aici avem două boci pe care le putem utiliza. Să vedem și pe rama cealaltă. Eu sper să se termine odată culesul ăsta, să pot și eu crește regină în condiții mai bune. Atâta timp cât vine miere multă din exterior, mult nectar, o să tot crească la fagurește. Bun. Aici avem o botcă, două. Aia nu știu dacă s-ar putea pune 3, 4, asta e cea mai frumoasă, aici nu, 5, 6, deci avem 6 cu 2, 8 boci pe care le vom utiliza astăzi. Le putem utiliza foarte mult nectar. Bun. Deci această colonie va avem 8 boci pentru 8 nuclee. Acum următorul pas care îl fac este să verific nucleele făcute
înainte cu o săptămână și să văd dacă au eclozat mărcile date și dacă n-au eclozat, atunci iar avem o problemă. Bun, eu voi verifica între timp bocile la nucleare respective și vom vedea ce mai filmăm. Până data viitoare, numai bine!